Ne așezăm într-o postură confortabilă de meditație, o postură în care căutăm să avem stabilitate. Tematica clasei este lucrul pe meridianele stomac și splină și are și o încărcătură, aș putea spune, un ceva pe care să lucrăm cu adevărat și mai profund, și anume starea de bine în propriul nostru corp. Este vorba de o stare de bine în propriul nostru corp, pentru că de cele mai multe ori atunci când practicăm yoga, nu avem atenția pe corpul nostru. Ne fuge mintea în toate direcțiile, ne fuge mintea în trecut sau în viitor, la taskurile pe care nu le-am încheiat la birou, însă de cele mai multe ori nu avem atenția interiorizată pe corp. Deci tematica acestei clase este, în primul rând, atenția în corp și cultivarea unei stări de bine în propriul nostru corp. Aceea de a ne simți acasă în propriul nostru corp. Sunt multe persoane care nu cultivă iubirea de sine, nu cultivă iubirea față de propriul lor corp și de aceea au de cele mai multe ori, probleme emoționale, poate că sună mai dramatic, dar în general aceste emoții pe care noi le cultivăm în propriul nostru corp de armonie, de acasă, ne aduc automat și o armonie la nivel mental și, de ce nu, emoțional. Vom cultiva pe parcursul acestei sesiuni exact această temă a casei, sufletului nostru, corpul în care intenționăm să ne simțim cu adevărat bine. O să începem sesiunea cu câteva momente de respirație. Vom lăsa palmele jos în lateral. Inspirăm, ridicăm brațele, le vom aduce în spatele cefei, apoi expirăm și împingem în pereții laterali. Inspirăm, ridicăm brațele, le aducem la nivelul umerilor și după aceea împingem în fața noastră în timp ce coloana se curbează și bărbia coboară în piept. Inspir, ridic brațele sus, expir și aduc brațele jos, aplec capul. Inspir, ridic trunchiul, brațele se deschid în lateral. Aduc palmele în spatele capului, expir, împing brațele, împing palmele. Inspir, aduc palmele în apropierea articulației umărului, apoi împing cu expirul brațele în față, bărbia coboară, coloana se arcuiește în spate. Inspir, ridic brațele, expir, cobor. Continui fluid, inspir, ridic trunchiul, brațele se ridică cu inspirul, expir, palmele ajung în spatele capului și apoi le întind în lateral la finalul expirului. Inspir încă o dată, brațele în sus, palmele ajung în articulația umerului ca zonă, expir, brațele în față, bărbia în piept, coloana în spate, inspir sus, expir jos. Inspir, ridic trunchiul, ultima oară, brațele se ridică, expir, palmele ajung în spatele capului, expir, la final întind brațele. Inspir, ridic, aduc degetele în zona articulației umărului, expir, palmele se duc în față, bărbia în piept, coloana arcuită, răsucesc palmele în sus către tavan, ridic,
Expir și cobor. Rămân aici pentru câteva momente. Respirația curge fluid. Inspir și mă ridic. Întind acum picioarele în fața mea. Le răsucesc dreapta-stânga, rulez în așa fel încât să detensionez tot ce se poate detensiona. Aduc genunchii îndoiți pe saltea. Vin cu degetele de la picioare așezate jos pe saltea. Ridic trunchiul, vin cu șezutul pe călcâie. Trag eventual degetele mici de la picioare în lateralul saltelei. Palmele vin pe genunchi. Corpul perpendicular pe podea. Căutăm să nu ne sprijinim pe genunchi, ci din contră să lăsăm să lucreze gravitația și să flexibilizăm articulațiile degetelor de la picioare. Chinezii spun că oamenii în vârstă se împiedică din cauza inflexibilității degetelor de la picioare. Probabil că este unul dintre momentele optime de a începe practica flexibilității degetelor noastre de la picioare. Dacă avem tendința să stăm în față, eventual putem să ne prindem degetele de la mâini în spatele șezutului, în spatele feselor. Încă câteva respirații aici. O să dăm acum drumul degetelor de la picioare. Eventual putem să le batem ușor de podea pentru a le detensiona. Și de aici vom curge în următoarea postură, în care venim cu brațele întinse, șezutul va rămâne ridicat, genunchii sunt ușor depărtați între ei la nivelul oaselor bazinului. Pentru persoanele care au probleme cu zona cervicală, fruntea va veni pe podea. Poate chiar pentru început ar fi mai bine să începem cu, să pornim cu poziția capului, frunții jos pe saltea, în așa fel încât să nu stresăm cervicala. Ne aducem aminte de tematica clasei, aceea de a orienta atenția în corp și de a ne simți confortabil, de a ne simți acasă. Care este echilibrul pe care trebuie să-l aducem între a ne simți confortabil în propriul corp și disconfortul practicii? Este evident un echilibru destul de fin și de înțeles că atunci când generăm un disconfort în propriul nostru corp, pentru o anumită perioadă de timp, detensionând fasciile și lucrând articulațiile, mai devreme sau mai târziu, energia va începe să circule altfel în propriul nostru corp
și ne va detensiona articulațiile, musculatura, ne va îmbunătăți flexibilitatea. Pentru următoarele momente, dacă nu avem probleme cu zona cervicală, venim cu bărbia în podea și lăsăm pieptul să curgă spre saltea. Vom ieși ușor din postură, întinzând abdomenul pe podea, intrăm în poziția sfinxului, antebrațele vin paralele, degetele de la mâini sunt așezate pe podea, toată palma este așezată pe podea, relaxăm picioarele, relaxăm întregul trunchi. Dacă ne este dificil să menținem antebrațele paralele, putem să venim cu palmele pe coate, să avem mai multă stabilitate. Mai există o variantă de practică în care ne folosim de un bolster. Dacă avem cumva probleme cu zona lombară. Și fie așezăm bolsterul sub primele coaste, fie dacă și în acest caz avem probleme foarte mari și dureri în zona lombară, așezăm bolsterul sub articulația umărului. Oricare dintre variante ne poate ajuta, este perfectă, sau mai există încă una pentru persoanele care au zona lombară flexibilă și fără niciun fel de dureri. Venim cu antebrațele urcate pe bolster. Capul rămâne în prelungirea coloanei. Privirea orientată undeva înspre podea. Și oare de ce nu am abordat postura aceasta meditativ, închizând ochii și căutând să simțim în corpul nostru unde anume lucrează cu adevărat postura.
Cred că postura pe care o practicăm moment de moment în cadrul acestei sesiuni poate să ne aducă mai multe informații sau mai multe elemente senzoriale despre felul în care corpul nostru reacționează sau simte postura respectivă și adaptabilitatea noastră din punct de vedere emoțional. De lucru pe corpul nostru în posturi de detensionare. Poate că pentru ultimele respirații ar fi indicat să facem ceea ce se numește seal pose pentru persoanele cu probleme în zona lombară, palmele vin pe marginile saltelei, degetele se orientează ușor către exterior, ridicăm trunchiul, căutăm să nu intrăm cu capul între umeri, ci din contră, să împingem în palme, în așa fel încât să lucrăm zona lombară. Iar dacă flexibilitatea ne permite, aducem palmele sub umeri și ridicăm trunchiul. Căutăm să vedem până unde putem să mergem, simțindu-ne confortabil. Evident că în postura completă, fasciile din zona abdomenului vor fi la rândul lor lucrate. Se și simte o întindere pe zona abdominală. Căutăm să menținem coatele întinse în practică. Lăsăm acum ușor trunchiul jos, palmele se așează una peste cealaltă în fața noastră. Pentru câteva respirații venim cu fruntea jos pe dosul palmelor. Relaxăm întreaga noastră structură fizică. Păstrăm însă atenția în corp, observăm senzațiile pe care le-am dobândit în urma practicii. Marea majoritate a persoanelor, după ce mențin posturile yin yoga, au senzația că au îmbătrânit brusc cu cel puțin 10 ani. Este o senzație normală pentru că am stresat anumite articulații din corp, însă pe măsură ce ne relaxăm sau la finalul practicii sau a doua zi observăm efectele. Ridicăm acum trunchiul, împingem în palme. Și de aici vom intra în ceea ce se numește child pose. Putem să depărtăm genunchii în lateralele saltelei, unim degetele mari între ele, aplecăm trunchiul în față. Cobor în fruntea pe podea. Șezutul coboară spre călcâie.
Vom ridica ușor trunchiul. Și de aici vom coborâ cu șezutul pe podea. Vom intra în ceea ce se numește postura căprioarei. În această postură aducem mai întâi piciorul stâng în față, apoi piciorul drept se va orienta cu talpa către peretele din spate. Foarte mare atenție la senzațiile pe care le simțim în corp și în cazul în care există compresie sau, cu alte cuvinte, o senzație de disconfort în articulația șoldului drept, este ceva bun. Dar dacă există durere, atunci căutăm să îndulcim postura, mișcând piciorul drept, fie cu călcâiul mai aproape de fesă, fie depărtându-l, fie ducând genunchiul mai în spate sau apropiindu-l de talpa stângă. Căutăm exact acel punct în care ne simțim disconfortabil, dar cu toate acestea ne simțim lucrând postura pentru corp. Ce se întâmplă când există o compresie ușoară în articulația șoldului? Atunci, practic, articulația noastră, oasele noastre sunt stimulate să producă noi celule osoase. Articulația se lubrifiază, se unge, este lucrată, este flexibilizată. În cazul în care nu o stresăm absolut deloc, nu se întâmplă nimic bun nici cu articulația noastră. Dacă există distanță foarte mare între fesa dreaptă și podea, putem să așezăm o pătură de dedesubt sau o pernuță. Palmele vin pe genunchi, avem foarte mare atenție la senzațiile din articulația genunchiului. Rămânem în postură. Căutăm să avem spatele perpendicular pe podea și să nu stăm într-o parte, ci din contră. Căutăm să venim cu trunchiul cât mai drept. Eva, dacă poți, pune-te pe mute, te rog. Atenția toată este adusă în corpul fizic, atenția este pe emoții, pe senzațiile pe care le trăim. O să ne lăsăm pe mâna stângă, ușor în lateral. O să tragem acum piciorul stâng în spate și de aici vom trece în postura care se numește pisica, ce se trage de coadă.
Ce vom face pentru aceasta? O să aducem piciorul drept mai în față, ne vom sprijini genunchiul jos pe podea, în timp ce talpa stângă, piciorul stâng, căutăm să-l depărtăm cât mai mult, să-l ducem cât mai în spate, piciorul fiind întins. De aici, îndoim piciorul stâng din spate, tragem călcâiul cât mai aproape de șezut. Vom simți cum se întinde toată musculatura, toată partea frontală. Ne vom aduce călcâiul cât mai aproape de fesă. S-ar putea să simțim o ușoară durere în articulația genunchiului. Nu are nicio legătură cu meniscul sau cu altceva, ci este vorba doar de țesuturile, de mușchi care traversează pur și simplu zona genunchiului și pe care noi îi întindem în acest moment cu această postură. Deci este ceva benefic, nu ne va răni articulația genunchiului. Lăsăm acum piciorul stâng jos și de aici ne ridicăm. Venim în patrupedie, îndoim piciorul drept și îl aducem în față, între palme. Piciorul stâng va rămâne în spate, întins, talpa va privi tavanul, spatele genunchiului va privi tavanul. Palmele sunt așezate pe podea. În cazul în care simțim senzație de durere, senzație de jenă intensă în lombară sau în zona sacrală, putem să venim cu antebrațele jos. În continuare, subliniez faptul că atunci când avem disconfort, este bine, pentru că aceasta înseamnă că postura lucrează. Vrem disconfort, dar nu vrem durere. Dacă cumva simțim nevoia, putem să așezăm sub fesa dreaptă o pătură sau o pernă. Rămâne la latitudinea noastră. Ce considerăm noi că ne este mai bine și care aduce plus valoare în tema sau intenția sesiunii de astăzi, aceea de a ne simți acasă în propriul nostru corp și de a ne simți bine în acest corp în care trăim. Să nu uităm totuși că meridianul splinei mai are și alte calități, hai să-i spunem, și anume faptul că menține umiditatea în țesuturi, fie că este vorba de ligamente, tendoane, fascii sau de musculatură. Și știm cu toții că pe măsură ce îmbătrânim, acestea se deshidratează, mai ales dacă nici nu bem suficientă apă, se rigidizează,
și ne produc inflexibilitate și rigiditate în corp, evident, dureri în corp. Aplecăm ușor trunchiul în față, degetele de la piciorul stâng se îndoaie în saltea, împingem în palme, tragem talpa dreaptă în spate, intrăm în patrupedie și din patrupedie mutăm palma stângă mai aproape de palma dreaptă, apoi aducem talpa dreaptă în față, în timp ce ne vom sprijini pe ambele palme în mod echilibrat. Palmele sunt așezate acum sub articulația umerilor. Rămânem cu atenția în corp. Observăm ce anume se întâmplă în corpul nostru. Unde simt că lucrează această postură? Ce simt în articulația șoldului stâng? Ce simt în articulația șoldului drept? Ce simt în genunchi, în palme, poate în zona lumbară sau în orice altă parte. Toată palma jos, nu ne sprijinim în degete sau în dosul palmei, ci toată palma se sprijină jos, fără să lăsăm greutatea pe articulația mâinii sau pe exteriorul palmei, ci presăm cu absolut toată palma. Tragem acum piciorul drept în spate, intrăm în patrupedie, mișcăm ușor stânga-dreapta, șoldurile, pentru a le detensiona. Revenim acum pe podea cu șezutul și o să aducem piciorul drept în față, în timp ce piciorul stâng se va duce în spate. Postura căprioarei. Spatele drept. Căutăm acel disconfort ușor, acea compresie ușoară în articulația șoldului stâng de data aceasta, fără însă să ajungem în acea zonă de durere intensă.
Păstrăm în continuare toată atenția pe corp, toată atenția pe senzațiile pe care le avem în corp. Și chiar și în acest disconfort, ne căutăm starea de bine în propriul nostru corp. Ne lăsăm acum pe palma dreaptă. Întindem amândouă picioarele. Palma se așează pe podea, palma dreaptă. Îndoim piciorul stâng. Îl lăsăm în față, lipit de podea. Apoi căutăm să tragem piciorul drept cât mai în spate. Ridicăm acum talpa dreaptă și căutăm să venim cu călcâiul cât mai aproape de fesă, de șezut. Reamintesc, dacă simțim senzație neplăcută peste genunchi, e ok. Lucrăm corpul, lucrăm articulațiile. Dăm drumul ușor. Ne dăm seama că articulația genunchiului nu a fost afectată odată ce am dat drumul piciorului și observăm că revine la poziția normală și fără dureri. Împingem acum trunchiul și de aici o să intrăm în patrupedie, din patrupedie îndoim genunchiul stâng și păstrăm piciorul drept întins în spate, coborâm fesa stângă pe podea talpa dreaptă, spatele genunchiului sunt orientate către tavan.
Îndoim acum degetele de la piciorul drept în saltea, împingem în palme, ridicăm șezutul, intrăm în patrupedie, de aici poate simțim nevoia să detensionăm ușor bazinul, mișcă în stânga-dreapta, palma stângă se duce spre dreapta, talpa stângă vine în față. Așezăm acum toată palma jos pe podea. Palmele sunt sub articulația umărului și rămânem în postura dragonului. Coatele sunt întinse, privirea undeva în jos pe podea. Dacă simțim nevoia, ne vom putea lăsa pe coate. Observăm ce lucrează mai intens pentru noi sau ce dorim să lucrăm, explorăm pur și simplu. Dacă știm că, de exemplu, avem o contractură anume în articulația șoldului, în musculatura, să spunem, a piciorului drept, a coapsei drepte, căutăm să explorăm care dintre aceste poziții ne ajută mai mult. Evident că cea care ne creează disconfortul cel mai mare e de la sine înțeles. Încă două, trei respirații. Tragem acum talpa stângă în spate. Intrăm în poziția patrupediei, mișcăm ușor șoldurile stânga-dreapta. Și de aici vom aborda ultima postură a acestei seri, pentru care cel mai probabil că vom avea nevoie de un bolster. De un bolster și vom avea cu siguranță nevoie și de un bloc. Ce vom face? Dacă nu avem bolster, puteți să luați o pernă foarte mare sau puteți să luați o pătură, o plapumă chiar, pe care să o folosiți. Un bolster, mereu spun, este una dintre investițiile cele mai bune pe care le putem face în ceea ce privește practica noastră yoga. O să punem blocul jos, peste el vom așeza bolsterul și de aici avem următoarele variante de practică. Varianta în care venim cu șezutul cât mai jos și apoi coborâm cu spatele, stați un pic să trag asta mai jos, coborâm cu spatele pe bolster. Aceasta este o variantă. Dacă ni se pare că este prea mult pentru noi, atunci putem să facem varianta următoare. Lăsăm doar unul dintre genunchi îndoiți în timp ce celălalt se ridică spre tavan, șezutul coboară pe podea, deci șezutul nostru este pe podea și de aici așezăm spatele.
Aceasta este varianta cea mai simplă, dacă putem să ne lungim pe podea chiar fără bolster, fără bloc, este și mai bine. Lăsăm corpul moale și relaxat în postură, căutăm să nu încordăm musculatura picioarelor, a abdomenului, spatele sau orice altă părticică din corpul nostru. Împingem acum pe antebrațe. Ridicăm corpul, ne lăsăm pe partea stângă, tragem talpa dreaptă în față. Și acum îndoim piciorul stâng. Repetăm postura pe partea opusă. Împingem acum în coate, în antebrațe, ne lăsăm pe partea dreaptă ușor, tragem piciorul stâng în față, rulăm stânga-dreapta, detensionăm articulațiile. Și eventual pentru postura de relaxare, Shavasana, de ce să nu alegem să rămânem pe bolster, aducând întregul trunchi pe bolster, întinzând picioarele, brațele în lateral, în așa fel încât să se creeze o deschidere la nivelul pieptului. Ne aducem aminte de tematica
acestei sesiuni, de a ne simți acasă în corpul nostru, de a ne simți bine în corpul nostru, de a-L iubi, de a-L aprecia, de a-I acorda atenția meritată, mai ales că cei mai mulți dintre noi stau ori în șir, țintuiți pe un scaun, uitând de propriul lor corp, uitând de ceea ce el are nevoie. Este ca și când am cere corpului nostru să ne înțeleagă, în timp ce noi nu vrem să-i acordăm niciun fel de atenție sau ceea ce are nevoie ca și îngrijire. Și aceasta poate să ne coste la un moment dat sănătate, lipsa energiei, flexibilitatea. Se spune că ce nu folosim moare și există chiar și o teorie conform căreia stresul este bun dacă nu este într-o cantitate mare asupra articulațiilor, nu vorbim de stresul mental. Iar în cazul în care nu folosim și nu stresăm absolut deloc, toate țesuturile se atrofiază. Deci echilibrul este întotdeauna binevenit și acest echilibru îl căutăm acum în postura de relaxare, în care mintea este întoarsă către corp. Observăm, simțim senzațiile din corpul nostru. Felul în care ne simțim în acest moment, abandonând corpul jos pe podea, fără să mai controlăm absolut nimic. Cu fiecare expir căutăm spațiu în propriul nostru corp, senzația de libertate în propriul nostru corp, starea de bine, starea de echilibru. Revenim încet, mișcăm degetele de la mâini, degetele de la picioare, păstrând toată atenția pe corp. Putem să ne întindem, putem să căscăm, putem să facem tot ceea ce simțim nevoia. Ne îndoim genunchii, ne răsucim pe o parte, mai ales dacă am stat pe bolster. Și ne așezăm într-o postură de meditație pentru a încheia această sesiune. O să închidem ochii, spatele drept înalt, pentru câteva momente, pentru câteva respirații. Toată atenția noastră se concentrează pe senzațiile din corp, pe felul în care ne simțim în acest moment,
putem să evaluăm dacă ne simțim corpul mai greu sau mai ușor, mai dens sau mai rafinat. Dacă mai simțim sau nu mai simțim atât de pregnant limitele corpului fizic. Observăm respirația, evaluăm calmul și liniștea minții, pacea sufletului, capacitatea de concentrare sau mai bine zis de clar mental. Aducem palmele în fața pieptului, în Anjali Mudra. Cu un gând de recunoștință pentru timpul pe care ni l-am dăruit, ni l-am oferit. Pentru practica pe care am avut-o. Onorăm practica noastră personală. Namaste.